Bună seara, dragi prieteni, îl avem alături de noi pe Adrian de la echipa Armata Salvării. Salut, Adrian! Bună seara! Încă o meci pentru voi, încă o victorie. Cum vă simțiți în seara asta? Ne simțim foarte bine. Încrezători? Foarte încrezători, că, cum am spus, asta, într-un fel sau alta, asta este fața noastră cu victorii. Am intrat puțin relaxați, ne-a ieșit un pic 2-0, pe urmă, nu știu ce a fost, 3-1 la un moment dat, nu știu că n-am mai ținut. Am fost și puțin tensionați și băieții de la Bucharest City ne-au cam incitat puțin, au vorbit un pic, dar așa se întâmplă, așa e în fotbal, n-ai, dacă nu spui o jurătură, da, dacă nu spui o jurătură, nu este fotbal și până la urmă ne-a ieșit. V-ați câștigat chiar detașat în seara asta? Da, 8-4 din câte am înțeles. Ne așteptam la mai mult, dar ne-am jucat și puțin cu ocaziile, și puțin prin apărare, am greșit puțin, asta e, da, e și victoria. Chiar v-ați relaxat la meciul ăsta din ce am văzut? Da, ne-am relaxat total, am fost și puțin nervoși, dar... A fost ok. Da, a fost ok, față de meciurile trecute în care eram extrem de nervoși. Am mai lucrat, cum am spus, la chestia asta cu nervii și ne-a ieșit. S-ar putea ca asta să fie secretul, dacă vă relaxați și sunteți concentrați pe joc? Da, într-adevăr, ăsta este un mic secret al nostru. Relaxarea asta, dacă intri calm pe teren și joci și îți faci jocul și tău calm. Da, și rămâi și calm și îți faci jocul tău în echipă, este destul de bine. Apar și rezultatele, cu siguranță. Da, cu siguranță. Adrian, mulțumesc, felicitări pentru victorie și multă baftă în continuare. Mulțumesc și eu, o seară bună.